și cu ăla că se cupăză la firma de închiriere, vreau să mă procopsesc cu un Renault electric. Bă, fraților, cine are timp să stea să-l încarce? Urme de gheruțe, uși deschise în alte uși. Priviți-o pe asta. Na, ce-a făcut? Și suntem la Autohaus Spaet din Ismaning. Am venit să ridicăm mașina de astăzi și pe lângă o mașină ce va face istorie, mașini care au făcut istorie, și aceasta este mașina. Dar suntem în contratimp. Ce ne omoară pe noi de fiecare dată? În afară de consumul mării cel, dar am și mers acolo unde nu era limită de viteză cu 180 pentru a ajunge în timp util la dealeri. Schimbarea meniului în limba nativă. Prețul solicitat de dealer a fost de 33.800. BMW Premium Selection 2 ani de zile inclus. Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal. Suntem în mare întârziere. Avionul a trecut cu o oră întârziere și colacul se cupăză la firma de închiriere. Vreau să mă procopsesc cu un Renault electric. Bă, fraților, cine are timp să stea să-l încarce? Așa că, volens, nolens, încerc să mă descurc cu doar două mâini pe care le am. Și avem... Avem cipre neghid. Wow! Hai să dăm bice, că nu avem timp. Și încercăm să identificăm eventuale zgârieturi. Știți ce am pățit cu Fiatul ăla? Dacă nu era clipul, plăteam 1000 de euro. All season, bineînțeles, că nu se poate altcumva. Mașină de închiriere. Și încercăm să ne uităm. Urme de gheruțe, uși deschise în alte uși. Da, proaspăt spălată. Și avem aine kleine zgârietură și se văd. Ne uităm și pe bara spate. Încercăm să ne uităm. Nu, n-avem. Pe plafon. Benzin. Am luat și asigurare, dar de la broker, nu de la ei. Și automat mi-au spus că o să-mi trimită mie factura. Eu o trimit la firma de asigurare și se vor descurca ulterior. Bun, asta este, să mergem. 31.683 de kilometri, autonomie 648, un consum de 7,5 și să vedem ce pisici avem noi pe aici. Settings, language English deja e bine și să vedem apps, wifi, media. Ah. Da, ne-am rezolvat. Nu mai stăm să mai schimbăm nimic și dăm bice. E, priviți-o pe asta. Na, ce-a făcut? Și suntem la Autohaus Spaet din Ismaning. Am venit să ridicăm mașina de astăzi. Și cu introducerea, dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal, cam aceasta ar fi. Iar prețul este unul foarte interesant, 5.300 de euro. Chiar poți face economie și să fii verde. Privi sistemul de frânare. Dar nu aceasta este mașina și nici aceasta, M4 CSL. Fabricație 24 ianuarie 2023. N-aș vrea să mă gândesc cât costă. Vis. Nici cu asta nu mi-e rușine. Dar Michelin 275-35 ZR19 Extra Load, etrieri, antifurt, frâne mari cât o zi de post și discurile și plăcuțele, anvelope săptămâna 37 din 2022, senzori, spoiler, de, este CSL, iar aerul se desfată cu aceste radiatoare direct, fără alte protecții. Așa, și pe lângă o mașină ce va face istorie, mașini care au făcut istorie, avem acest Z1 conservat impecabil. Portiere care se lasă în caroserie, textil cu piele, arată superb.
bușonul de la benzină, un M3 pregătit, roll cage, emblema știți cui este. Doamne, și aici alte frâne, dar aceasta este echipată cu Pirelli pe zero, Corsa. Ah, bicicletă vândută. Și aici, până la 1500 turometrul, avem și un Mini într-o culoare albăstrui petrol, 30.000 de euro. Arată foarte, foarte nouă, cum ar cumva ar putea să arate. Și ca prețuri avem aici 4.800, 4.800, 5.000, 5.300, 5.300, 5.700, 6.000, 6.000. Avem și carturi, și seria 2, și seria 5, și sedan și limuzină, și multe, multe bunătățuri, goodies, cum se spune. Despre mașina pe care o vom ridica astăzi, vorbim când o vom prelua. Și aceasta este mașina, dar suntem în contratimp, ce ne omoară pe noi de fiecare dată. Așa că, sincer să fiu, nu știu când o să o filmez. Poate diseară la cazare, poate pe drum, poate în București. Știți că se mai întâmplă chestiuni de genul ăsta, dar nu am ce să-i reproșez. Arată foarte, foarte bine. Literele sunt șterse cu motorizarea și foarte, foarte pe scurt. Interiorul, piele, imitație de lemn și în față tot piele, comenzi electrice, memorie și încălzite și ventilate. Este doar luxury. O să-i schimbăm meniul și limba în meniu și o să încercăm să filmăm lucrul ăsta, dar va mai dura puțin. Revenim. Și cam așa arată display-ul. Te mai poți juca prin el, să zicem, să-ți arate una alta și parțial din afișaj nu este disponibil când mașina se află în mișcare, dar anumite informații sunt disponibile. Și cam astea sunt. Peisajul este unul foarte frumos de toamnă, cu o temperatură bună, respectiv vreo 18-20 de grade, măcar nu a plouat. Butoane de General Motors, adică insignia și ce alte mașini au mai fost în grup. Defunctul Saab și așa mai departe. Un panou de comandă pare aglomerat vizual, dar după ce te obișnuiești cu el, e facil să alegi comanda pe care o dorești. Un ecran tactil cam mititel, dar îți faci treaba cu el. În schimb, se tot aude un zornăit și nu dau seama de unde provine. Din zona din față, dintr-o față de ușă, nu știu. Așa, ca spațiu, e comodă. Nu dau nici în stânga, nici în dreapta, indiferent cât aș încerca. Vizibilitatea este bună, montantul A cam obturează din vedere, oglinzi mari, dar, din păcate, nu știu unde începe mașina. Dacă spatele îl poți aproxima, botul mai dificil. Dar în rest, în afară de consumul măricel, dar am și mers acolo unde nu era limită de viteză cu 180 pentru a ajunge în timp util la dealeri. În rest,
cam mări cel consumul. Deși tanda pe manda de la 10 litri la 7,8 a scăzut la drumul de întoarcere. Ce nu am identificat eu, scaunele încălzite, dar nu cred că există această opțiune. În rest, aerisită, foarte spațioasă pe interior, nu ai crede când o privești de la exterior, dar o piele de calitate în volan, cu o priză bună, cam gros brațul și în spatele volanului sunt butoanele de schimbare a benzilor radio. Foarte interesant. Dar mai există opțiuni ce pot fi adăugate ulterior, care nu se regăsesc pe această mașină. Chiar dacă nu avem limită de viteză, mergem cu un 118 km la oră pe pilot automat. Scopul pentru care ne grăbeam a fost îndeplinit și acum vom returna mașina la aeroport. Cam bloncoasă așa, dar din dorința de a inspira forță, soliditate și alte caracteristici ce au impus Jeep de-a lungul timpului, înțeleg designul și are categoria lui de clienți. O să fac și plinul, să vedem efectiv dacă computerul de bord este apropiat de realitate sau nu. Și voi încerca să ofer o imagine și a banchetei spate pentru a observa spațiul. Admirăm sudul Bavariei. Schimbarea meniului în limba nativă. Și avem aici car. Așa. Sprahe. Ia să vedem. Țin cu noi. Ok. Și comanda vocală, date și operațiuni service. Și avem așa. Uleiul de motor trebuie schimbat în octombrie 2024 sau în 23.000 de kilometri. Lichidul de frână tot atunci, inspecția tot atunci, verificarea în 2026 sau în 48.000 de kilometri. Și să ne uităm puțin la istoricul de service. În octombrie 2022 la 112.000 s-a schimbat uleiul, plăcuțele de frână pe spate, lichidul de frână, microfiltru, filtrul de aer și inspecția. În august 2022, plăcuțele de frână față. În februarie 2022, iarăși, ulei și filtre. În 2021, plăcuțe de frână. Aici s-a depășit intervalul de schimb de ulei cu 2200 de kilometri. Și check-in control, nimic, așa cum trebuie. Nivelul, ia să vedem, presiune. Setări, 2.4, 2.4 peste tot. Așa. Și cam atât. Și bineînțeles, avem și Android Auto. Am făcut plinul. Autonomia indicată este de 1600 km. Și ce ziceam că facem? Resetăm consumul. Informații călătorie, date călătorie și încercăm să le ștergem. Da. Văd că nu vrea. Lăsăm așa și încercăm de aici. 5,8, dar nu vrea. Aceeași problemă cu cheia care nu are toate, nu are acces la toate opțiunile. Mai încercăm o dată aici și resetare. Gata, am resetat și ne punem în mișcare. Și ce facem noi în orice mașină? Îi îmbunătățim mirosul interior. De ce? Pentru că mașinile stau mult până să se vândă, diferență de temperatură zi-noapte, umezeală, ușile poate se deschid sau poate nu se deschid și toate aceste materiale în timp, în datorită razelor solare, generează mirosuri care nu sunt întotdeauna cele mai plăcute. Nu mai vorbim de pielea anilor 70, care într-adevăr e o desfătare a simțului olfactiv să stai într-o astfel de mașină, dar suntem în 2023 și ne descurcăm cu ce avem.
M-am obișnuit să fac operațiunea asta cu o singură mână pentru a vă introduce așa în modalitatea de a umbla. Și gata. Voilà. Și începem să ne bucurăm de alt miros. Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal, revenim și cu o prezentare mai mult sau mai puțin parțială. Am ajuns în România, nu mai spun din ce cauză, nu am făcut până acum prezentarea, știți prea bine timpul. Și o să încep cu faptul că nu am anunțul, pur și simplu toată procedura s-a desfășurat mult prea repede până să apuc să îl listez. Dar prețul solicitat de dealer a fost de 33.800, dar s-au plătit 33.500, în această sumă intrând numerele de matriculare provizorii de Germania. Nu am putut solicita o revizie, întrucât mașina avea revizie făcută și un număr mic de kilometri parcurși de la efectuarea ei. Dealer a autorizat BMW Premium Selection 2 ani de zile inclus și, după cum știți, această garanție este asigurată de către fabrică, deci nu se pune problema ca mașina să ajungă înapoi în Germania pentru o eventuală remediere a unei posibile defecțiuni. Dar până acum 3 litri diesel, cutia automată, X-Drive s-au comportat exemplar, un consum de sub 7% de la Lugoj până aici, iar în Germania proprietarul nu a resetat consumul, dar ajunsese undeva la 6.3. Anvelope Goodyear, săptămâna 11 din 2022, cu profil mai mult decât suficient. Discurile și plăcuțele au fost înlocuite pe ambele punți, unele în primăvară, unele în toamna trecută, dar mașina nu a parcurs kilometri. Există și piulița antifurt. Anvelopele sunt cu recomandare BMW, respectiv acea steluță. Și la interior, nivelul de echipare este luxury. Bănuiesc că ați realizat deja. Dacă nu, o fac eu acum, o precizez. Piele, imitație de lemn și un nivel de curățenie incredibil. Primul proprietar al mașinii a fost o societate comercială în Germania, căci mașina are și TVA. Cumpărătorul din România este persoană fizică, așa că mașina s-a plătit integral, respectiv și TVA-ul aferent. Mașina are 130 ceva de mii de kilometri, imediat o să punem și contactul, dar încerc să vă arăt cum se prezintă după 4 ani, căci este 2019, jumătatea anului, cum se prezintă după 100.000 de kilometri și 4 ani rulați în Germania. Cheile Sentry, scaune cu reglaj electric și cu poziții memorabile și încercăm să căutăm semne de uzură. Incredibil, știu să ridice picioarele, iar această lumină roză se vede foarte bine noaptea. Navigația cea mare, scaunele ventilate și încălzite, CarPlay și Android Auto fără fir, wireless. Și trecem și la locul șoferului, dar până una alta să vedem și portbagajul, căci românii sunt doritori de sedan și de un astfel de spațiu de încărcare. Cumpărături, bagaje, tot ce ține, proprietarul și-a făcut câteva plăceri vinovate, să spunem. Și trecem și la șofer. Digital Cockpit Professional. Și abia atât s-a consumat de la Lugoj până aici. 115.000 de kilometri. Nu știu de ce am spus eu 130.000. Și încercăm să intrăm în status automobil.
presiunea 26-26-26 venit de pe drum și în rest o rezoluție foarte, foarte plăcută. Volan cu reglaj electric, comenzile binecunoscute, o să existe comentatori care vor spune că nu are asistență la faza lungă, că nu are X, că nu are Y, avem și trapă și suspensie adaptivă. Cum am ajuns la ea? Proprietarul dorea BMW, venea de pe un X3, dorea scaune mai confortabile, o suspensie aferentă tot la fel confortabilă. Mașina va fi utilizată doar pentru deplasări în concediu pe perioada verii și mici deplasări ocazionale în weekenduri. Și bugetul a fost inițial de 30.000 de euro, dar a plusat puțin la opțiuni, dorind și X-Drive și aceste scaune ventilate, astfel că bugetul s-a majorat cu încă 3.500 de euro, căci 300 de euro au fost scăzuți. Cam acestea fiind zise, să ne uităm puțin și la compartimentul motor, unde, în afară de o curățenie exemplară, nu poți să observi altceva. Etichete, Sachs, Nexans, și în rest vinul, borna de minus, borna de plus și cam atât. Restul protejat, încapsulat, grila activă, faruri full LED, spălător de faruri, lumini de ceață cu LED, bineînțeles senzor pe spate. Senzor și pe spate, senzor față și cameră pe spate. Portbagajul soft close l-ați observat deja. Nu știu ce ar mai fi de spus. Din păcate v-am zis, anunțul nu-l mai am. Totul s-a derulat foarte, foarte repede. Țin să spun că am mai avut pe lista de solicitări de informații încă un exemplar cu mai mulți kilometri, 180.000, dar dealerul pur și simplu nu a dorit să răspundă în pofida insistențelor mele. Am trimis la toți salariații departamentului vânzări, inclusiv la managerul firmei, dar niciun răspuns și culmea este că acest lucru întărea review-urile negative aflate pe Google, care confirmau faptul că acest dealer nu manifesta grijă față de clienți. O să mai revin și cu partea de test drive și continuăm. Și am revenit și cu partea de test drive. Nu că n-am mai condus-o și prin Germania, dar știți cum e. În Germania o conduci, dar am apucat să conduc noaptea pe ploaie. V-am arătat puțin așa câteva imagini. Digital Cockpit Professional. Orice român cred că tânjește după un BMW cu așa ceva. Sincer să fiu, are o imagine și o prezentare foarte interesantă, dar nu te dă pe spate cu multitudinea informațiilor pe care ți le oferă. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că BMW, pe următoarea generație, îți va oferi și mai multe. Și uite așa, consumatorul european a ajuns precum câinele lui Pavlov, pentru 2-3% în plus, el deja salivează. Da. Iar când vine cineva cu o revoluție în domeniu, consumatorul european se uită ciudat, căci nu a fost obișnuit cu așa ceva și nu învață să aprecieze noutatea, să spunem, absolută. Nu e un discurs anti-BMW sau anti-altceva, pur și simplu o constatare din, așa, din anii de experiență. Navigația mare, o rezoluție extraordinară, CarPlay și Android Auto wireless. Motor 3000 și consumul de la Lugoj până aici 6,2. Mergând cu viteză legală, cu anvelopele de vară pe care le-ați văzut deja, cu presiunea pe care ați văzut-o deja și cu combustibil de calitate, adică motorină cu cifră cetanică ridicată.
Odorizantul l-ați observat deja. Panoul de comenzi pentru sistemul de climatizare este cunoscut, mai puțin butonașele de ventilație. Iar ca să te plângi de spațiu în seria 5 înseamnă să fii cârcotaș de meserie. Poziția la volan este foarte bună, scaunele extraordinare, cu multitudine de reglaje, cu poziții memorabile. Suspensia filtrează foarte, foarte bine. Demarajul este la locul lui, stabilitatea de asemenea, iar modul în care este realizată mașina te încântă. Am mai consiliat achiziția unor exemplare de seria 5, dar acesta are plastic moale, spre deosebire de celelalte. Nu înțeleg ce s-a schimbat între timp, încât anumite modele sunt de altă calitate. Într-adevăr, acesta este nivelul de echipare luxury. Și lucrul ăsta este vizibil și prin inscripțiile de pe praguri, și prin scaunele cu ventilație și încălzite, și cu reglaje electric și poziții memorabile, cu acest digital cockpit extins, combinația de culori și, pe semne, bineînțeles, și trapa din dotare. Și iată, cum ar spune romanii, Fiat Lux. E un sentiment plăcut să ai mai multă claritate în habitaclu și te poate ajuta nu neapărat în timpul zilei, când căldura răzbate totuși prin sticla trapei, dar mai ales în momente de răsărit, de apus sau într-o noapte cu lună. Și nu vreau să devin poet, ci să ne concentrăm mai departe pe această mașină. O mașină bine lucrată, cu un preț corespunzător, care justifică materialele folosite, tehnologia și faptul că ai o garanție BMW Premium Selection de 2 ani de zile, onorată de către fabrică, prin orice dealer autorizat BMW, este de natură să-ți asigure un confort psihic și financiar, căci astfel finanțele tale vor fi protejate cel puțin 2 ani de zile. Cam aceasta este prezentarea, scurtă, succintă sau lungă, cum doriți. Eu vă mulțumesc pentru timpul alocat privirii acestui clip. Sunt curios ce ați fi ales voi, dacă ați fi ales un Touring sau nu, sau seria 3, dacă motorizarea de 3 litri este pe placul vostru sau doriți un impozit mai mic și ați fi ales cel de 2000 de centimetri cubi. Culoarea este una superbă și vă mulțumesc tuturor pentru comentariile voastre, pe care sper să le citesc în integralitatea lor, pentru mesajele voastre și pentru faptul că v-ați abonat și ați activat notificările. Vă mulțumesc încă o dată, la revedere, pe sâmbăta viitoare!